Masca de protecție devine obligatorie în municipiul Sibiu și în toate localitățile care au o rată de infectare mai mare de 6 cazuri la 1000 de locuitori. Ministerul Sănătății a anunțat miercuri că ordinul comun cu Ministerul Afacerilor Interne va fi publicat în Monitorul Oficial. Sibiu are la această dată o incidență de 7,32 la 1000 de locuitori. Grădinița 37 din Sibiu și Liceul Teoretic Rot din Mediaș suspendă cursurile fizice. Toți elevii fac ore online în următoarele două săptămâni din cauza numărului ridicat al cazurilor de coronavirus. Două unități de învățământ din județul Sibiu desfășoară în prezent orele online. Este vorba despre Colegiul Național Octavian Goga din Sibiu, grădinița cu program prelungit numărul 22 din Sibiu. Județele Sibiu, Cluj și Capitala au cei mai mulți cetățeni vaccinați. Cel puțin 4 din 10 locuitori sunt imunizați. Pe primul loc se află București, cu peste 50% din populație imunizată. La Sibiu, 40,96% din locuitori s-au vaccinat împotriva COVID-19. Urmăriți știrile zilei pe oradesibiu.ro.